Salutări, salutări! Eu sunt Fane. Eu sunt Gogo. Și voi sunteți într-un nou episod al Academiei de Vapat, iar noi ne aflăm tot acolo, la Smokmania. Știi, clipul trecut am zis că am venit până aici în vizită? Dar o săptămână după. Nu, e în aceea zi, dar și-a schimbat Gogo tricou. Na, că ți-am stricat și combinația, ce ai făcut? Ce filmăm azi? Aegis. Făcut de Geekvape. Pachetul este extrem de generos, conține modul pe care l-am aici, da. Tocat omizorul meu. Și o cutie. Și conține o cutie în care este un adaptor pentru acumulatori 18650 și niște O-ring-uri. De ce are adaptor pentru 18650? Pentru că modul folosește acumulator 26650, un format ceva mai mare decât clasicul 18650, ce vine cu o capacitate mărită și, în teorie, o descărcare un pic mai mare. De ce are O-ring-uri? Pentru că este waterproof și așa cum bine ne-au arătat ceilalți review-uri de pe planeta asta care au avut bani să meargă în concediu și modul la dispoziție, e rezistent la apă. Noi vă spunem că a rezistat la apă, că ne-am uitat la ei, adică la piscină nu. Și la șocuri, ci că unii l-au aruncat de la etaj. Da. Dar îți dai seama că noi nu putem să facem asta cu ăsta, e un magazin de lăștii, ești nebun. A, da? Mm. Păi cum nu ne dă gratis și o pălărie de bani să facem review? Ba da, ești nebun, pălărie plus alea plus niște bani de șapte. Mamă, și ne intră și banii de pe YouTube, ești nebun, ne luăm și acolo. Hai că e bine. Modul este gândit să fie oarecum everything proof, adică rezistent la apă, shock proof. În schimb, nu e smart proof, adică tot trebuie să te gândești că e un mod care are un atomizor în vârf, știi? E bine că e subacvatic în caz că îl scapi în apă, dar tot ai atomizorul care se udă, știi? Nu poți să vapezi sub apă. Nu funcționează așa. Nu știu cum așa. E a funcționat logica chinezilor, a zis așa, l-ai scăpat în apă, da. Să nu se strice. Ceea ce e un lucru bun, în caz că vapezi pe WC-ul, de exemplu, e foarte util. Și poți să-l scapi în apă albastră? Poți să-l scapi în apă. Auzi, dacă îl scapi în WC-ul, poți să spui că te-ai în el de atomizor? În atomizor, da. Da, da, că nu cred că îl mai folosești. Este un mod rezistent la apă. Gogo, te rog frumos, dă-ne câteva detalii tehnice. Câți vați poate da spre atomizor maxim? Are 100 de W? Are 100 de W, da. Știe controlul temperaturii? Știe. Și are mai multe trebuie. Moduri de funcționare, adică, uite, poți să-l folosești normal pe W și mai are un mod propriu care este VPC. Da, din care noi folosim doar pe W. Dacă era WPC, era și mai bine. Băi, are prea legătură cu ce am vorbit mai devreme? Nu cred. N-are. Dar modul VPC legătură. Funcționează în W. Ce-o fi? Trebuie să citim manualul, dar nu... Controlul temperaturii pe nichel nu ne interesează nici pe stainless steel, nici pe titan, însă este bine să știți că modul are aceste opțiuni dacă vrei să le folosiți ca atare. Zi, te rog, opțiune. Nu, insist, da, dar te rog, sigur, spune tu, dar, da. Ba, nu tu! Nu! O opțiune foarte bună, uite-te la cameră frumos, da? Opțiune foarte bună este reglajul intensității luminii ecranului. Cum se face? Se face apăsând pe butonul de fire și pe oricare din butonul plus. După cum vedeți acum pe close-up, că de asta am întrebat. De asta adică am făcut. Tot, am făcut close-up degeaba. Îți place cum vine butonul ăsta, dar apeși așa în jos pe el? Băi, mie nu. La îndemână. Nu-mi place. E la îndemână. Are un click modul, ciudat. Modul este aproape la fel de mare cât, dacă nu chiar mai mare, decât va... Uite, dacă l-apăsați pe partea superioară, se apasă destul de greu. Trebuie să-l apeși cumva așa, în jos. E aproape la fel de mare cât Revenger. Așa, bine. Și funcționează cu o singură baterie și are vas mai puțin. 26650. Mai mare, ce-i drept, mare. Ceva acolo mai mult autonomie. Acolo ai două baterii, deci crește voltajul. Și posibil capacitatea, mai mult ca sigur. Față de un 18650, cu siguranță. Însă, îmi scuze că te întrerup. Îmi place foarte mult că au încercat să iasă un pic din standardul modurilor, dacă vrei. Băi, e o chestie care arată foarte interesant, e rugged, are un pic de piele, zici că e gripul de la, nu neapărat de la o armă, da? Are un design industrial foarte plăcut și cauciucul ăsta texturat de pe margine, chiar cauciuc bine. Texturat, adică... Da, adică îl simți așa, e catifelat, are o textură. Cui ai recomanda Aegis-ul? Cine are nevoie, cine știe care mâinile rare? Mă, în principiu eu mă gândesc la Aegis în felul următor. Ești o persoană căruia îi place viața în natură. Vrei să te duci la munte, mergi cu capacitate după tine. Îți place cu... viața în natură? Da, îți place să fii bosche, îți place să te... Adică mergi la munte, știi? Îți trebuie de ceva mare, îți scap pe munte, știi că omoară pe cineva când a căzut, nu? O baterie de aia mică a căzut, o ia o capră de aia neagră, fuge cu ea. Nu-i treaba așa, trebuie să știi, frate, l-am pus pe masă, bam, e de acolo. L-am aruncat în apă, știu ce se întâmplă. Da, pentru că nu pot să recomand cuiva care îi place la mare. Că la mare, băi... unde îl bași pe ăsta în slip? Serios acum? Cu siguranță, e un mod foarte rezistent, că unii l-au aruncat de la etaj. Da. Și dacă vă știți că vă cad chestii de mână,
Că nu dacă aveți degetele rare, da? Dar dacă vă știți că aveți nevoie de mai mult de 2, 3, 4 mii de miliamperi, 4300 cât are spire-ul ăsta, da, s-ar putea să nu vă ajungă o zi întreagă. Și bonus, n-are încărcare USB. Asta voiam să spun, n-are încărcare USB. Adică pastru, adică... N-are, nu poți să-l încarci. Nu? Nu? Nu poți, dar știi de ce n-are, a? De ce? Că intră apă pe la mufă. Da. Eu am crezut că au făcut în colaborare cu iPhone și au zis dacă i-au scos jack-ul de căști, ei să scoată jack-ul de încărcare, să fie, știu și eu treabă, ci păi numai iPhone să scoată chestii de pe el, măcar ăștia i-au lăsat display. Asta i-a scos butonul de plus și minus. O idee bună, dar are touch. E, bun așa. Deci, am zis că îl recomandăm persoanele care îi place să meargă în natură, adică mă gândesc că ar fi util acolo. Altfel, pot să-l cumpere orice utilizator, merge spre avansați, da? Cu toate că nu e foarte complicat. La fel ca orice mod, da, mi se pare mai ușor de utilizat decât Revenger. Exact. De asemenea, trebuie să spunem și faptul că suportă atomizoare până la 25 de milimetri. Eu n-am idee. Cred că intră mai mult, da? 25 cu siguranță, poate 32. Imediat, stai așa. 25, poate 32. Schubler, da. Perfect. Da, nu, suportă atomizoare de diametru foarte mare. Din păcate, atomizoarele cu diametru mare folosesc coiluri care au nevoie de ceva mai mult de 100 de W, așa că este un avantaj doar perceput, nu e un avantaj real. Îți place o jucăria? E frumos, se simte bine în mână, dar nu m-aș căra cu așa ceva după mine. Într-adevăr, e destul de greuț. E mare și greu. Da. Cu toate astea. Să fii conștient de lucrurile astea când îl cumperi, că de astea vi le și spunem. Eu folosesc moduri micuțe, mai finuțe. Eu întotdeauna am avut cutii mai mari decât ale tale în principiu. Da, da. Dar pe de altă parte, DNA-ul meu a căzut pe jos, epa. Sau cel puțin julit. Cam astea sunt regulile jocului. Găsiți Revengerul ăsta pe smokemania.ro și dacă sunteți băieți salon și băgați codul de reducere Academia Rules, primiți și un discount de 5% de la el. Fără de la, cum îi zice, buyback, piggyback, return, cum îi zice, hedge funding, MLM, cum îi spune profit la profit share. Nu profit share. Ceva de primești și tu ceva înapoi. Când profit share. Așa rămâne? Da. Am înțeles. Nu, nici de la n-avem. Nu uitați să ne urmăriți și pe Facebook, la facebook.com/academiadevapat. Până data viitoare. E chiar indicat. Cine face Aegis? Geekvape. Geekvape? Aia care fac și... și sârme și... Și în aceeași culoare, cu atomizoarele are. Arată bine. Nu uitați să ne urmăriți și pe Facebook. Am spus, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Voi ați fost la Academia de Vapat și la Smokemania. Vă pupăm. Adio. Îl scapi în veci, eu pot să spui că te-ai în el de atomizor? În atomizor, da. Da. Sau mă rog, aia din voi care vapați Heisenberg, nu cred că ar fi o problemă. Dar cum au fost băgate astea pe sus, a? Deci pot să zic, vezi, pula că e un mousepad care așa se numește. Da. Vorbim despre Aegis. Aegis, unde-s așa?